Mi-aș fi dorit să fie un moment mai bun pentru România. Din păcate, cu toții am primit o veste năprasnică ieri, refuzul aderării României la Schengen, și cred că poate nicăieri în România nu se simte asta mai dureros decât în Bihor. Pentru acest eșec trebuie să existe și responsabili. PNL, în frunte cu Lucian Bode, trebuie să își asume eșecul votului pentru aderarea României la Schengen. Dincolo de refuzul Austriei la acest vot, este o diplomație neîndemânatică, o diplomație și o reprezentare externă făcută de amatori pentru România, cei care ne-au asigurat luni de zile că este rezolvată problema aderării României la Schengen. Și în ultimul moment am văzut niște eforturi, pseudo-eforturi, care aproape au intrat în domeniul ridicolului, cu oameni care se filmează cu telefonul din PNL la întâlniri diplomatice, cu o agitație pe mai mult pentru camere. Diplomația serioasă și dosarele serioase se rezolvă la masa băieților mari în Europa, cu un stat respectat, reprezentat de oameni care sunt respectați. Dacă România ar fi avut oameni de stat care să o reprezinte, nu și-ar fi permis niciodată Austria ceea ce a făcut ieri. I-am cerut ieri demisia lui Lucian Bode, este de mult timpul să plece. Nu mă mai aștept la onoare, așa că luni vă anunț că vom depune moțiune împotriva lui Lucian Bode alături de Forța Dreptei. Vom depune această moțiune simplă în Parlamentul României. Este a doua moțiune împotriva acestui ministru. Are nenumărate motive pentru a pleca din funcție, de la plagiat la licitații aranjate, dar cel mai grav este dosarul Schengen, cu o afectare incalculabilă a viitorului economic al României. Nu putem avea un ministru de interne de mâna a treia în Europa, de aceea vom depune această moțiune simplă și ne așteptăm ca orice parlamentar român responsabil să o voteze.